Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou clip din GTA 5 Online. De această dată să avem niște secrete. Suntem de data asta la acest gang de motocicliști din zona asta. O să observați și voi cam pe unde sunt, față de oraș. Unde aici este o intrare într-una dintre casele astea, care nu pare a fi, adică uitați ce încerc din asta. Dar poate trebuie să nimere și o scărire. Nu pot să intru, nu pot să fac nimic. Nu știu unde mai încerc, mai te încerc până la asta. Da, nu merge. Dar aici este această rulotă, să zicem, unde este tipul ăsta, în care noi putem să intrăm. Uitați. Pam, pam, pam. Și aici îl găsim pe tipul ăsta, care nu știu ce face aici, dar... Dar arată ciudat. Dar este un secret din GTA pe care nu mulți îl știu. Ok. Dați așa. Mă bate. Bun, vreau să fac și o poză ca să avem pentru thumbnail. Asta este prima locație secretă din GTA 5 Online. V-am arătat. Odată este în această zonă și a doua o găsiți chiar aici. Bine, acum n-am fost să o văd. M-am uitat pe un clip și nu știu ce este mai departe. Deci va fi o surpriză și pentru mine, așa că vom merge chiar acum să vedem. Bă, uitați dacă vă place, să apăsați butonul de like. Și dacă mai vreți să caut secrete din GTA, să-mi spuneți. Nu știu, ăsta e un secret care eu cel puțin nu l-am mai văzut până acum, gen... Bă, chiar nu am mai văzut. Și mai era un secret prin la aeroport. Sunt două secrete, deci mai este o locație care eu chiar nu știam unde poți să intri într-una dintre zonele alea. Da, și am scos aici Mustang-ul afară. Mașina asta îmi place prea mult, e prea frumoasă. Și hai, sper să ajung și eu cât de cât repede și nu, eu nu fac cut-uri dacă vă întrebați, pentru că nu, nu-mi place. Pam, pam. Tarapapapam. No. Deci asta este prima locație, puteți să veniți și voi, este în GTA 5 Online. Update pentru GTA 5 Online, o să... Luna asta trebuie să apară update-ul cu cluburile, deci stați genera pe canal, pentru că o să apară clipuri faine cu GTA 5. Hai să vedem dacă e cineva. Bine. Vedem aici frumos. Bun. Da. Deci luna asta, când trebuie să apară update-ul, să sperăm că o să apară luna asta și că nu o să rămâne. Dar sper să fie clic calmea și sper să bage păr lung la fete, pe caracterul de fată, pentru că... Adică multă nu e așa face caracterul de fată cu păr lung și nu înțeleg de ce l-au făcut numai așa, pentru că în vedere că au caractere de fată făcute cu păr lung. Nu înțeleg de ce nu poți să-ți faci tu gen, au freza. Mă rog, e... Sper să mai bage ceva haine și mai nu știu eu ce chestii. Probabil să bage haine și mai aproape, pentru că e club, să bage chestii noi. Probabil nu știu dacă să facem live stream, spuneți în comentarii dacă vreți să facem un live stream. Bun. Deci a doua locație ar trebui să fie aici. Aha, da, uite aici. Am și văzut, este acest tunel, dar trebuie să știu unde cobor. Fără să fac zob mașina. Păi aici așa că trec prin apa asta foarte rapid, așa. Nu, bun. No, asta ce că este o locație secretă. Locația secretă s-ar afla în tunelul ăla. Așa că o să spun și o lanterna, dacă o găsesc rapid, aici. Și să merem să vedem unde duce. Bă, se vede, bă, deja văd ieșirea, dar apoi...
stai așa că vreau să fac o chestie. Asta. Ha, mă! Dar nu înțeleg, nu se numere. Hai, mă, lasă-mă să trec. Am reușit. Am reușit, mă, băi. Și poate să o pot să iau pe aici? Ah, uite, mă, uite minge de fotbal. Sare aici. Uite o minge de fotbal aici, lol. Bă, funcționează. Asta mi se pare și mai genial, că funcționează. Unde-i, mă, lanterna? Unde-i, mă, lanterna? Unde-i de fotbal? Sunt și mai departe. De obicei ăștia au luat prin tunelul ăsta. Hai să vedem. Aici ce e? Hai, lasă-o ăsta. Pam, pam. Niște gunoaie. Și un cărucior. Care pot să-l împing. Și apoi ieșim aici. La tren. Trenul e aici. Da, bă, ca ideea asta e a doua locație secretă. De care mulți nu știu, cred că mai încolo nu mai e nimic, a? Și puțin nu cred, hai să merg puțin pe drumul ăsta. Nu, nu cred că mai e nimic, a? Nu, cred că mingea aia de fotbal, dar chestia secretă. Nu, cam atât am vrut să vă arăt pentru clipul ăsta. Deci v-am spus zona asta, deci nici eu nu știam ce este mai departe. Pentru episodul viitor o să facem zone din aeroport secrete. Și mă rog, de prin oraș, tot așa. Cred că vreo 3 zone am să vă arăt la aeroport. Una pe care probabil mulți o știți. Dar, bă, greu am trecut pe aici, efectiv. Nu pot să trec. E greu să trec. Nu mă lasă. Mă rog, am reușit eu până la urmă. Da. Așa. No. Cam a fost clipul, dacă v-a plăcut un like, un share, dacă mai vreți episoade. Și ne auzim data viitoare. Ceau, bă. Pa, pa.